Teleșcoala se reia la TVR într-un moment în care copiii au nevoie mai mult ca oricând de sprijin. Știm, cursurile au fost suspendate și mă gândesc acum mai ales la cei care au de dat examene. Toți am trecut prin experiența asta, toți am trecut prin emoții, prin stres, prin tensiune. Vedem că în ultima vreme lumea întreagă e într-o situație dificilă. Fiecare dintre noi trebuie să fie un pic mai responsabil și probabil că în perioada asta, vouă, elevilor, presiunea vi se pare mai mare. Dar nu uitați, mai ales cei de clasa 12-a, că bacalaureatul s-a numit cândva examen de maturitate. Și vedem că e o probă pe care trebuie să o trecem cu toții acum. Așa că Televiziunea Română încearcă să vă vină în ajutor prin aceste emisiuni din seria Teleșcoală. Sunt concepute ca niște lecții concentrate care să vă ajute să vă clarificați materia. Luați-le ca pe niște fortifiante, ca pe niște suplimente care vă ajută să vă mențineți curajul efortului. Nu vă cunosc, dar cred că veți reuși să duceți la capăt cu bine acest exercițiu de responsabilitate. E o lecție pe care voi puteți să nu predați cel mai bine. Ați revenit, dragii mei! Știți că fizica este una dintre științele cele mai vechi și importante și ne ajută să înțelegem cum se comportă Universul? De exemplu, termodinamica are aplicații în viața reală, de la motoarele cu aburi, la frigidere și energie regenerabilă. Vă invit să descoperim împreună elemente de termodinamică. Să înceapă ora! Bună ziua! Mă numesc Trocaru Sorin, sunt profesor de fizică la Colegiul German Goethe. Și m-am gândit astăzi să abordăm câteva lucruri legate de domeniul termodinamicii, de fapt, fenomene termice. Ceea ce aveți pe tablă reprezintă, de fapt, structura subiectului pe care mă refer acum la cei de clasa 12-a, care stau acasă și învață, cu siguranță, și au optat pentru fizică la examenul de bacalaureat, este structura unuia din cele patru module pe care îl puteți alege atunci când veți susține examenul. Ce vom discuta astăzi? Mi-am propus să facem o trecere în revistă, să sintetizăm niște lucruri și câteva lucruri să le fixăm pentru a veni în sprijinul activității pe care dumneavoastră, elevii, o desfășurați acasă. Câteva lucruri de ordin general. Fenomenele termice sunt studiate de două mari ramuri, teoria cinetico-moleculară, așa cum vedeți, este o teorie care face o ipoteză referitoare la structura sistemului, care evoluează în funcție de condițiile în care este pus. Termodinamica studiază proprietățile sistemelor fizice, dar din punct de vedere macroscopic. Cele două ramuri se întrepătrund și se explicitează una pe cealaltă. O să mergem mai departe și să trecem în revistă câteva lucruri legate de noțiuni de bază din termodinamică. În primul rând o să discutăm despre sisteme termodinamice. Evident, este un corp, un ansamblu de corpuri macroscopice, sistem care este studiat de termodinamică. Și fac o paranteză, în teoria cinetico-moleculară avem modele, există modele pentru aceste sisteme. Cel mai folosit și pe care voi l-ați învățat este modelul gazului ideal, model care simplifică foarte mult și permite studiul la nivelul vostru al termodinamicii. Sistemele sunt deschise, dacă fac schimb de substanță și energie, deschideți geamul și automat putem considera că sistemul termodinamic în care stați face schimb și de substanță și de energie. Închideți geamul, sistemele închise
nu mai fac schimb de substanță cu mediul exterior și acum, în funcție de cât de bine este izolat blocul, camera în care vă găsiți, există și un schimb de energie. Atenție, schimbul de energie, o să vedem mai departe, presupune schimb de căldură. Aici nu va fi nicio problemă pentru camera voastră. Va fi o problemă dacă se face schimb prin lucru mecanic, pentru că atunci volumul camerei trebuie să se schimbe. Să sperăm că lucrul acesta se poate face doar dacă sunteți într-o cameră elastică. Evident, sistemele izolate în care practic nu avem de-a face cu niciun fel de schimb de nici de energie, nici de masă. O altă noțiune importantă este starea sistemului. Starea unui sistem este caracterizată de parametri de stare. Sunt, de fapt, mărimi fizice măsurabile. Evident, descriu starea sistemului și caracterizează proprietățile acestuia la un moment dat. În momentul în care sistemul evoluează, acești parametri se schimbă în timp. Ecuația care stabilește legătura dintre parametrii de stare poartă numele ecuația de stare. Procesul care apare în momentul în care parametrii de stare se schimbă în timp poartă un nume pe care voi deja îl știți, proces termodinamic sau transformare termodinamică. Aici apare o problemă legată de modul în care noi măsurăm parametrii de stare. Parametrii de stare, vă readuc aminte, sunt volumul, temperatura, presiunea, masa sistemului, mă refer la cei pe care îi putem măsura direct, și legându-ne de acest lucru, să ne gândim cum măsurăm temperatura. Temperatura măsurați cu termometrul, iar ca să vă măsurați temperatura cu termometrul, ceea ce este indicat periodic să o faceți, termometrul, care este și el un sistem termodinamic, trebuie să intre în echilibru cu corpul vostru, la fel un sistem termodinamic. Deci toate măsurătorile le facem în stări de echilibru. Din acest motiv, procesul se numește quasi-static, adică este mai mult static, evoluează foarte lent în timp. Dacă vreți să luați temperatura unui balon cu gaz care explodează, nu veți putea decât în anumite momente când termometrul ar putea să ajungă în echilibru cu gazul care suferă un proces foarte violent. Procesele quasi-statice sunt cele pe care noi le putem reprezenta. Și în figură aveți un astfel de grafic în care, în coordonate presiune și volum, este reprezentat un proces termodinamic quasi-static. Sistemul evoluând din starea 1, caracterizată de presiunea 1 și presiunea și volumul 1, până în starea 2, volum V2. Să mergem mai departe, spuneam că există două mari perspective din care noi putem privi fenomenele termice. O perspectivă teoretică, teoria cinetică moleculară, și o perspectivă termodinamică. Un parametru, o mărime foarte importantă pentru studiul termodinamic este energia internă. Haideți să ne gândim puțin la partea de structură. Cum ne imaginăm structura unui gaz, să zicem? Evident, ați învățat că un gaz este format din molecule. Și v-am adus o moleculă. Aceasta este o moleculă. Imaginați-vă încăperea în care mă găsesc, plină de astfel de molecule, care efectuează, așa cum ați învățat, o mișcare haotică numită mișcare browniană. Ce înseamnă energia internă? Ați învățat la mecanică că o particulă, un punct material, cum este această moleculă, să-i spunem moleculă, are energie cinetică, iar dacă interacționează cu alte molecule, mai avem o a doua moleculă, se atrag, se ciocnesc, atunci apare și interacțiune potențială de interacție. Modelul gazului ideal, știți foarte bine, presupune un număr foarte mare de particule, dar finit sistemul, finit ca dimensiune,
distanțele între molecule foarte mari, în așa fel încât dimensiunea acestei molecule să fie neglijabilă în raport cu dimensiunile vasului, și mai mult decât atât, presupune că moleculele nu se ciocnesc. Deci este foarte puțin probabil ca într-un gaz foarte rarefiat moleculele să se ciocnească, și aceasta este premisa modelului gazului ideal. Și atunci, ce ar însemna energie internă? Energie internă ar fi suma energiilor cinetice ale fiecarei molecule, din care, dacă eliminăm energia potențială, pentru că o considerăm zero, obținem, de fapt, că energia internă este funcție numai de energia cinetică, și care, ați învățat, energia cinetică depinde numai și numai de temperatură. Din perspectivă termodinamică nu avem această informație legată de structura internă a unui gaz. Și atunci avem așa numită ecuație termică de stare. În general, energie internă depinde de temperatură și volum, dar în cazul energiei interne a gazului ideal, energia depinde numai și numai de temperatură. Să mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă cu energia. Dacă luăm o singură moleculă, energia de translație a acestei molecule are o anumită valoare pe care o aveți trecută pe tablă. Dacă luăm toate moleculele, practic, fiecare contribuie la energie internă cu propria ei energie. Aici este necesar un concept pe care poate l-ați învățat, poate nu, dar este foarte ușor de înțeles și vă va ajuta în rezolvarea problemelor, conceptul de grad de libertate. Deci, moleculele au exact aceeași energie, vorbind statistic. Există variații, dar presupunem că în medie toate moleculele trebuie să aibă exact aceeași energie. Atunci este logică, dacă împărțim energia internă la numărul total de particule, vom obține energia pe care o are fiecare moleculă. Problema este ce se întâmplă dacă avem și alte tipuri de molecule. La ce mă refer? În sistemele termodinamice există o democrație aproape perfectă. Practic nicio direcție pe care se poate translata molecula, și ne referim la axa OX, OY sau OZ către voi, nicio direcție nu este privilegiată. Și atunci, statistic vorbind, în medie, pe fiecare din această direcție de deplasare posibilă a moleculei, energia repartizată este aceeași. Din acest motiv aveți pe tablă energia care se repartizează unui grad de libertate. Și să vedem exemplificat. Pentru o moleculă monoatomică avem 3 grade de libertate. 1, 2, 3. Cele 3 axe. Pentru o moleculă biatomică, dați-mi voie să construiesc o moleculă biatomică. Molecula biatomică are 3 grade de libertate de translație, numai că ea se poate mișca, se poate roti pe o axă de simetrie orientată către voi, dar la fel de bine se poate roti pe o axă în jurul unei axe de simetrie situată în plan verticală. Deci, gazul biatomic are 5 grade de libertate, 3 de translație plus 3 de rotație. Dacă vom considera și o a treia moleculă, evident, vom avea o moleculă poliatomică pentru care vom avea 6 grade de libertate, 3 de translație și 3 de rotație. Să trecem în revistă câteva lucruri foarte utile. Și anume, schimburile energetice ale unui sistem termodinamic în care păstrăm un număr constant de particule. Așa cum am zis la începutul lecției, considerăm un sistem care face doar schimb de energie. Pe tablă aveți schimbul de căldură.
Nu vom insista acum foarte mult, ci doar vom face o observație legată de semnul căldurii și al variației energiei interne. Variația energiei interne, practic, are același semn cu semnul pe care noi convențional să-l alegem pentru căldură. Dacă variația energiei interne este pozitivă, evident, sistemul primește căldură. Scăderea energiei interne presupune că sistemul cedează căldură. O a doua formă a schimbului de energie, de care am amintit deja, este lucrul mecanic. La lucrul mecanic, lucrurile sunt oarecum invers. Ce înseamnă că un sistem efectuează lucru mecanic? Păi gândiți-vă că aveți un gaz care se dilată. Gazul efectuează lucru mecanic, își mărește volumul, variația volumului este pozitivă, lucru mecanic este efectuat de sistem, în schimb, energia internă scade. Invers, dacă comprimăm, lucru mecanic este primit de sistem, energia internă crescând. Pentru a vă ajuta rezolvarea de probleme, o mică schemă cu semnele convenționale ale căldurii și lucrul mecanic primit, respectiv cedat, și deja avem, din combinarea celor două relații, deja avem o primă expresie a unei legi de conservare a energiei, care face, de fapt, obiectul principiului întâi al termodinamicii. O să ajungem și acolo, dar să vedem câteva lucruri foarte pe scurt legate de comportarea macroscopică a gazelor. E vorba de ceea ce voi deja știți, și anume legile gazelor. Și nu întâmplător am ales primele două transformări ale gazului de rare, transformarea izobară, lucrurile voi deja le știți, observați, volumul variază proporțional cu variația de temperatură. Dacă luăm temperatura T0, 0 grade, putem spune că variația este liniară cu temperatura, atenție, în grade Celsius. O relație similară obținem și pentru transformarea izocoră, adică volumul este constant. Și ceea ce este foarte interesant, avem doi parametri. Un parametru, coeficientul de dilatare izobară, care are valoarea de 1 pe 1 supra 273,15 grad la minus 1, și dacă ne ducem la transformarea izocoră, coeficientul termic al presiunii are exact aceeași valoare a exprimată în grade la minus 1. Ce se întâmplă cu acest lucru? De ce este așa? Ați învățat despre scări de temperatură. Scara Kelvin, temperatura absolută, scara Celsius, scara în care folosiți și sunt gradate majoritatea termometrelor pe care voi le folosiți. Scara Kelvin se numește și scara temperaturii absolute. De ce? Să punem și să ne uităm la cele două transformări. Se observă că atât volumul cât și presiunea în cele două transformări scad către zero atunci când temperatura în grade Celsius tinde către -273,15, valoarea negativă. Aceasta înseamnă că putem să translatăm axa volumelor, respectiv presiunii, și să alegem o nouă origine pentru temperaturi, și anume temperatura de -273,15 grade Celsius sau temperatura de 0 grade Kelvin. În jurul temperaturii de 0 Kelvin este fascinant, dar din păcate timpul nu ne permite să intrăm în foarte multe amănunte. Există un principiu al treilea al termodinamicii, denumit principiul imposibilității atingerii temperaturii de 0 Kelvin sau principiul inerț. Vă provoc să aflați mai multe lucruri despre el. Dar să trecem mai departe. Evident, ați lucrat probleme și
vom încerca să lucrăm și noi probleme legate de transformare izobară-izocoră. Ați învățat despre o transformare izotermă, în care, despre transformarea izotermă în care temperatura este constantă și aveți graficele și le veți putea consulta ulterior. În cazul transformării generale, gazul evoluează între două stări, lucru care ne permite să obținem o a doua ecuație importantă alături de ecuația calorică de stare, ecuația termică de stare. Și în final, am pregătit un tabel. Dacă vă uitați cu atenție, aveți o rubrică necompletată. Vă rog să o completați voi. De asemenea, dacă vă pasionează, și cu siguranță că în aceste zile vă pasionează rezolvarea problemelor, încercați să completați situația în care avem o transformare generală, dar în care nu cunoaștem sau cunoaștem relația funcțională între presiune, volum și temperatură. Cam atât mi-am propus pentru astăzi. Lucrurile, multe dintre ele sunt sigur că le știți, le-ați învățat, și dacă ceea ce v-am povestit astăzi reprezintă o recapitulare și fixarea unor lucruri deja știute, eu mă bucur. Vă urez multă sănătate în primul rând și evident ne vom întâlni cât de curând la școală, dar până atunci ne vom întâlni în spațiu virtual. Vă mulțumesc, la revedere! Pentru azi, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne urmăriți și vă felicit pentru că studiați zilnic pentru examenele care vă așteaptă. Aștept și eu în continuare mesajele și filmulețele voastre pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR și sper că școala e frumoasă chiar și de acasă. Dacă vreți să revedeți emisiunile noastre, să știți că sunt disponibile și online pe site-ul tvr.ro, dar și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. Ne revedem mâine dimineață cu lecțiile de teleșcoală. Să aveți o zi minunată!